Sunt italian și așa ne comportăm noi! Dar da, Olivia Harrison, ce motiv ai să te comporți mizerabil cu ceilalți? Menopauza! Îți dai seama cât de vulnerabilă mă simt când îmi intră cineva străin în casă? Puteai să mă jefuiești! Sau să mă violezi! What? Violul nu-l contabilizăm. Alo? Da. Nu, dragă, prin locuința mea nu tropăie nicio trupă de rinoceri. N-ai decât să sun la administrație, pârâncioasă! Pârâncioasă! Dar cine se crede asta? Puteți jos și trage una. Cred că renunț la orele de dans. Aoleu, v-a căzut de-a curmezii și cearta de data trecută. Au fost mai multe, dar nu e asta. Nu mă simt confortabil să stau de vorbă cu un mincinos. Nu există nicio clinică antropozoftică pentru pisici, câini, păsări și jeni. Eram fel convins că în competiția noastră de bazaconii sunt cu un cap înainte. După aia am zis, stai puțin că s-ar putea să trecem linia de finish împreună. Dar acum am elit. Medalia de aur îți aparține. Nu. Lili, dar trebuie să te dezvolți. Lili, trebuie să-ți îmbogățești viața. N-am făcut-o. Te-am cunoscut pe tine. Nu, dragă, pe mine m-ai închiriat. Tango este cel mai pasional și cel mai erotic dintre toate dansurile latinoamericane. Un bărbat de vârsta mea. Ai idee cum sunt bărbații? Căsătoriți sau morți? Da, să știți că este și bine dumneavoastră, pentru că eu nici nu am pășit bine aici, ați fost neprietenoasă cu mine. Se numește presimțire. Da, doamna Harrison, dar eu reacționez foarte sensibil la modul la care se comportă oamenii unii cu ceilalți. Pentru mine un conflict de mic mă sfâșie pe interior și sângeresc prin răni nevăzute ca un stigmat al sufletului. Iisus împerecheat cu Fred Astaire. Tu știai că pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii încep să dispară. Nu, dragă, știam doar că încep să intre la apă. Cum îți permiți? Uite așa bine, că dacă ar fi aici, m-ar contrazice. Poate că nu vrea să o facă. Da? Dacă tu vrei... Dar tu vrei... Nu știu...